Bine ați venit la o nouă ediție de Graphene Talks. Astăzi suntem cu Viorel Kun de la Autodesk și o să povestim foarte mult despre tehnologie și tehnologie din construcții și despre servicii software Autodesk. Și mai ales să vedem care sunt tendințele, dacă mergem cu toții înspre cloud și dacă mergem cu toții înspre nori. Bine ai venit, Viorel, la Graphene Talks. Bine v-am găsit și bine ați venit în ecosistemul Autodesk. Bine, bine v-am găsit. Hai că avem multă treabă aici în zona de software și continuă dezvoltare. Vreau să mulțumesc Autodesk-ului că avem atât de multe informații încât și avem foarte mult de acumulat, dar na, ne place să învățăm. Bun, Viorel, povestește-ne puțin despre tine, istoria ta și cum ai ajuns la Autodesk și apoi o să povestim și care e rolul tău acum. Câteva cuvinte despre mine. Păi vreo 8 ani liceu și facultate de informatică, Mateinfo, și apoi am avut oportunitatea de a intra în vânzări. Toți colegii mei ziceau spre programare, eu am avut oportunitatea de a mă angaja în vânzări. Mi-a plăcut atât de mult încât am rămas vreo 16 ani. Ultimii 5 în Autodesk, a fost o oportunitate, Autodesk a înființat un nou hub în Barcelona, în care a unificat toate procesele de vânzare și cam tot ce înseamnă discuții cu clienții la nivel de vânzare, și am lăsat partenerii în tot ce înseamnă worldwide să se ocupe de partea de servicii, implementare BIM, o să explicăm și acronimul Building Information Modeling, și absolut orice serviciu de care au nevoie clienții astăzi pentru a desena de la un mouse simplu, laptopurile pe care le avem, biroul, clădirea, mașinile, parcarea, străzile, absolut orice vedem în jur pot fi desenate sau au fost desenate cu soluții Autodesk. Soluții de computed aided design, soluții de desen tehnic, nu știu, termen bun pentru România. De acolo plecăm. Mai e clar, acum facem disclaimer, e clar că ediția asta e despre tehnologie și despre și pentru pasionații de tehnologie. Așa că na, s-ar putea să folosim tot felul de termeni mai puțin cunoscuți. Dar va fi o ediție care va rămâne în timp și acum o să încercăm să ne uităm și să aflăm ce se întâmplă în Europa, adică cum vede Autodesk piața, cum se întâmplă în România, care-i timpul de recuperat și cumva peste 5 ani să vedem, sperăm, clipul să nu mai fie atât de actual, știi? Să fi făcut cu toții pași în direcția care trebuie, adică să avem construcții frumoase, orașe frumoase și evident și zona de transparență pe care o dă și colaborare pe care o dă cloud-ul. Da. Bun, mai descoperind de la începutul noiembrie fix ce înseamnă Autodesk, am văzut treaba asta, Autodesk Construction Cloud. Ce treaba asta? De ce a lansat Autodesk cu treaba asta? Păi Autodesk a început cam în 82, deci vreo 30 și un pic de ani, da? Să ofere soluții de tip computer aided design. Plecat de la AutoCAD, toată lumea îl știe aproape, chiar de multe ori când vorbim cu clienții ne întreabă, voi sunteți de la AutoCAD, nu?
Suntem de la Autodesk. AutoCAD este produsul nostru erou, care poți să faci absolut orice. Poți să te gândești ca un ciocan, care poți să îndrepți, poți să bați un cui, dar cu el poți să construiești și o casă sau un proiect de infrastructură. De la AutoCAD, acum, în ultimii 10 ani de zile, ne-am dezvoltat foarte mult pe trei mari industrii. Pe arhitectură, inginerie și construcții, este o bucată și cred că despre asta o să vorbim mai mult astăzi. Apoi avem partea de manufacturing, partea de producție și apoi avem partea de M&E, partea de media and entertainment. Cam efectele speciale văzute pe filme de pe Netflix, dragonii, orașele, castelele și absolut toate efectele speciale sunt făcute cu soluțiile Autodesk sau și cu soluțiile Autodesk în piață. Iar golul Autodesk, mai ales că a fost și o cerință din piață, golul Autodesk a fost să unifice toate trei platformele, pentru că mai nou o să fac un pas mare înainte. Un arhitect, înainte de a construi o clădire, înainte de a o desena, și poate să-și pună o cască cu VR pe ochi sau se poate juca ca într-un 3D shooter, să verifice instalațiile, toate normele ISO, standarde, trasabilitate. Acum foarte mulți clienți vin și se angajează manageri de sustenabilitate, în care rolul lor este să obțină un certificat verde pentru acea clădire sau pentru acel proiect. Cu noile fonduri care vin de la Uniunea Europeană, va fi un standard foarte important. O să ajungem și aici. Și acum avem foarte multe informații. Da? Avem pe un șantier, acum fiecare client poate să vorbească, de la un șantier mic unde sunt câțiva ingineri, putem să ajungem la un șantier mare care e un mini oraș, poate să ajungem la 2-3 mii de oameni. Sunt foarte multe resurse, sunt foarte multe informații care trebuie să adunate și cel mai important lucru, și cred că e un lucru important atât pentru România, la nivel de Uniunea Europeană și global, este că trebuie să ai încredere în informațiile respective. Ca să avem încredere în informațiile astea, trebuie să avem trasabilitatea lor, de la ideea ownerului pe un proiect de infrastructură, clădire sau simplu mouse, până la darea lui în folosință și până la intrarea lui în partea de cum se folosește, de cost center, da? Centru de cost și profit, în care vezi în fiecare an de zile, uite, am X% costuri pe clădirea respectivă și eu o închirie sau o vând și am profit de X%, da? Bun, ca să ai trasabilitate și toate informațiile astea, Autodesk a creat o soluție care se numește, în termeni IT, se numește Common Data Environment. Adică informațiile sunt undeva într-un cloud. Serverul se află undeva în Europa sau în Statele Unite, cu cele mai înalte standarde de securitate. Chiar o să vă las câteva link-uri pentru clienții care sunt interesați să înțeleagă ce înseamnă partea asta de securitate. Ar trebui să vorbim doar despre asta o mare parte din timp, dar ce trebuie să înțelegeți? Că în momentul ăsta Autodesk are o plajă uriașă de clienți din government, cele mai mari companii de construcții din lume, cele mai mari companii de arhitectură din lume, cele mai mari companii de structuri din lume, design, mașini, laptopuri, absolut orice am vorbit. Mai toată lumea își folosește acum soluțiile astea de tip cloud și acest Common Data Environment. Ca să folosesc un termen foarte simplu, gândește că sunt clienți care au nevoie de tot felul de piese din China, da? Și ai nevoie de un standard să fie conform regulilor din Uniunea Europeană. Este un arhitect undeva în Europa care face desenul acelei, uite, să luăm o cărămidă cu un bill of material în spate. China o trimite conform standardul respectiv, o produce și o trimite în Europa conform standardul de folosință. Acea cărămidă ajunge să facă parte din fațada sau dintr-o structură a unei clădiri și Autodesk, și apoi acea clădire urmează să fie folosită cu un sistem de facility management, ajunge acel cost de centru și profit. E foarte important, având toată trasabilitatea asta, să știi în orice moment cum a fost construită clădirea, cum a fost gândită, ce instalații sunt în ea și cum sunt acele instalații și acea clădire utilizată, să poți să o utilizezi la maxim. Chiar este un studiu la nivel mondial, să spunem că facem, luăm exemplu, o clădire. Clădirea se construiește pentru minim 50 de ani. Dacă o faci pentru câțiva ani, este un eșec total. 80% din costurile acelei clădiri se găsesc din momentul în care ea este dată în folosință. Dacă tu ai o clădire și de fiecare dată când trebuie să schimbi un bec sau un sistem de instalații,
trebuie să mai dai o gaură sau trebuie să chemi o firmă care să facă o expertiză, să facă un studiu de fezabilitate, cum îl mai numim noi. De fiecare dată când acea clădire va avea o problemă, că vrei să o extinzi sau că vrei să o modifici acum, sunt foarte mulți care își modifică clădirile să fie conform BIM și se folosește foarte mult AI. Poate o să vorbim și de machine learning și AI, sunt lucruri foarte interesante. Ai nevoie de acest common data environment în care să pui toate aceste informații, să ai un flow clar, să știi de unde au venit, cine este responsabil pentru ele și cum poți să le folosești pentru a ține clădirea aia și a optimiza costurile pe perioada de 50 de ani de zile. Da? Toți oamenii se regăsesc în acest common data environment, de la owner la toate tipurile de ingineri, arhitecți, constructori, astfel încât când informațiile pleacă dintr-o parte în alta, nu le mai trimiți print, hârtie, e-mail, ce versiune a fost, dar oare s-a pus structura de care am avut nevoie, dar oare au fost folosite instalațiile pe care le-am vrut în stadiu inițial, dar când schimbăm o instalație ca să fie conform noilor standarde sau ISO și așa mai departe, poate fi pusă, avem vreun clash, punem conducta de apă foarte aproape de cea de electricitate sau electricitatea foarte aproape de gaz, având toate aceste informații în cloud-ul Autodesk, poți să fii foarte sigur că administrezi totul foarte bine și ai o trasabilitate completă. Excelent. Bun, știind piața din România și tot vorbind de AutoCAD și că mi se întâmplă și mie, cred și că mi s-a întâmplat de să zic în loc de Autodesk, să zic AutoCAD, știm că cei mici, cei la început de drum, cei și companiile medii încă folosesc 2D-uri, folosesc AutoCAD și așa mai departe. Aș întreba ce se întâmplă cu companiile mari în România și mai ales la nivel european, hai să spunem așa, și la nivel mondial. Adică mai există companie mare care să nu se uite la trasabilitatea asta, care să nu folosească o soluție, evident, Autodesk sau alta, în sensul ăsta, ați mai identificat încă companii care n-au făcut pasul spre trasabilitatea asta, spre mai sunt. Da. E bine hai să vorbim un pic de Europa, pentru că dacă mergem în state, lucrurile se complică, sunt tot felul de standarde BIM, de acest Building Information Modeling și fiecare o să înțeleagă lucruri diferit. Chiar am mai vorbit, fiecare înțelege ce vrea din acest BIM și folosește acest standard cum vrea. Dar ca să dăm câteva exemple concrete în Europa, nordicii folosesc standardul BIM și au fost printre primii care l-au implementat. Sunt cei care fac design de Lego, sunt cei care au arhitectură și câștigă cam toate premiile internaționale. Ei nu au avut nevoie de un standard, ei au trecut direct și îl folosesc BIM la un nivel destul de înalt, astfel încât să obțină ceea ce vrea owner-ul. În UK există un standard de BIM numit Level 2. Nu o să identific asta și nu o să vorbesc despre ce înseamnă Level 1, Level 2, Level X, pentru că chiar eram la un congres în România acum câțiva ani și vorbea cineva, noi facem BIM Level 7. Da. Și cine îți plătește acest BIM Level 7 ție și câtă infrastructură trebuie să duci acolo? Vorbim de UK care are Level 2 și e o piață extraordinar de scumpă și vorbim de miliarde de euro ca să pui un punct în Londra acum, o clădire. Da? Așa că eu le recomand clienților când aude acest BIM să înțeleagă ce e la un standard, să înțeleagă compania cu care ei vor să lucreze și ce vrea clientul. Adaptat pot obține un nivel de BIM, că el este 1,2, 3 și așa mai departe, atât timp cât clientul plătește, el este stăpânul. Nu mai sunt foarte multe companii mari, sunt foarte puține. Au fost o reticență la stat, spre exemplu în Germania. Așa, vorbeam de nivele de BIM. Ajungem în Germania acum, în partea de vest. Da? Grupul DACH, Germania, Austria, Elveția, Franța, Spania, Italia, da? Tot vestul, pentru noi este vestul, îl numim centrul Europei. Nu au un nivel de BIM pus de stat, dar sunt în curs de implementare și o să auziți foarte mult de smart cities, de BIM cities, de smart infrastructure și așa mai departe. Tot felul de buzzwords. Ei, toate aceste buzzwords nu prea mai sunt doar buzzwords. Mai toate orașele au un sistem de BIM. Adică tot, dau un exemplu la București. Acum am văzut un proiect de scanare destul de interesant asupra Bucureștiului. Toate orașele mari au o mapare făcută clar. Putem să dăm un exemplu, un Google Maps mult mai avansat, în care fiecare clădire este un obiect
pe care primăria are, are informații, astfel încât când trebuie să dărâm și să faci o nouă clădire, când trebuie să faci un nou proiect de infrastructură, cei care se ocupă de toate lucrurile astea poate să dea aprobările în timpul record. Și toate informațiile astea sunt digitale. Mai sunt companii mari, nu cred că mai sunt. Poate mai sunt în estul Europei. Companii mari care încă nu au trecut. Dar nu au trecut pentru că nu știu dacă e momentul să vorbim despre resurse. Ca să ajungi să ai oameni trainuiți, toată lumea vrea BIM astăzi. Toată lumea vrea clădiri sustenabile pentru că sunt mult mai ieftine. O să vorbim despre tona de gunoi care rămâne în urma unei clădiri și X mii de tone. Undeva la Uniunea Europeană spune undeva că e la 36% din gunoiul din Europa în momentul ăsta vine din construcții. Toată lumea vrea un BIM manager, toată lumea vrea să lucreze conform BIM și unui standard anume, astfel încât să salveze resurse. Ne uităm cât costă cubul de lemn acum, dar vorbim de electricitate și toate astea. Toată lumea vrea, dar este foarte greu de implementat. Fără o echipă bună, fără oameni pregătiți, fără o soluție la nivel global, pentru că tu trebuie să lucrezi la nivel global cu mari playeri de obicei, cu mari jucători. Este foarte greu. Așa că acum toată lumea încearcă. Înainte, acum 5 ani de zile, spunem că mai găseai și în Europa de Vest. Astăzi nu mai găsești în Europa de Vest. Ce e foarte interesant, acum să aduc discuția spre România, trecem peste lucrurile frumoase care se întâmplă în Europa și mai toată lumea construiește conform unui standard BIM. În România, companiile mari au înțeles asta foarte bine. Mă refer la companii private. De stat este un subiect în care e mai dificil. Dar uite, și Primăria București folosește un Common Data Environment de la Autodesk. Okay. Pot să dau un exemplu. Podul Basarab. Este făcut și toate informațiile au fost ținute într-un Common Data Environment și au ajutat enorm de mult. Foarte multe companii în România au trecut la acest nivel de BIM din două motive mari. Prima, pentru că au mirosit oportunitatea. În România știi că e o mare problemă cu costul per metru pătrat de design și de construit. Da? Toată lumea se plânge și mereu când veneam și propuneam o astfel de soluție, când treceam pe partea de return of investment, dar nu vezi cât costă? Ce au înțeles companiile din România, dacă își implementează o soluție de tip BIM și vor lucra într-un common data environment, ei nu trebuie să mai lucreze doar pentru București, Cluj, Iași sau orice altă zonă din țară. Și așa acum avem companii în România foarte interesante. Unele le-ați avut la BIMCON săptămâna trecută. Dar sunt foarte multe care au înțeles ușor, se întâmplă cred că în ultimii 6 ani de zile. Au trecut la BIM și acum lucrează într-un common data environment și avem companii care fac schele metalice uriașe în Asia, cu echipe de peste 250 de oameni în România, standard BIM la cel mai înalt nivel. Avem companii care fac clădiri în Elveția, unde designul pe metru pătrat, prețul de design pe metru pătrat este uriaș, versus România, da? Nu mai zic Emirate, UK foarte mult, avem zeci de companii care noi trebuie să recunosc că sunt foarte mândru și unele dintre ele și le-am ajutat și acum se externalizează serviciile către UK și au altă rată. Și foarte tare că toate aceste companii au un know-how deja foarte, foarte, foarte bun și se fac proiecte de BIM inclusiv în România. Mai sunt companii cu o reticiență? Da. Mai ales la stat. De ce la stat? Putem să atingem acest subiect. Până să vorbim despre stat, mă oprești că foarte multe ai povestit despre UK, nu de alta, dar urmărim și noi extinderea acolo anul viitor. Tot am amânat, dar cred că e timpul și cumva și colaborarea asta cu Autodesk, tocmai ca să pregătim echipele mai bine, faptul că suntem în șantier, să ducem Scan to BIM la un alt nivel. Chiar sunt curios dacă mai sunt parteneri Autodesk care să facă și partea asta de Scan to BIM. Uite, o să cercetăm. La BIMCON, că tot ai pomenit de BIMCON, fix asta a fost o recomandare. Hai că să privim din alt punct de vedere. Hai companiile din România poate se gândesc să colaboreze mai mult, fiile de aceleași domenii concurente, colaborează mai mult, dar schimbă perspectiva, schimbă piața și se uită la Europa.
Și în sensul ăsta facem și un curs de vânzare pentru clienții noștri și pentru partenerii noștri. Apropo, știi că ești invitat și pe listă, nu știu dacă am vorbit exact de detaliile, dar le punem la punct. Le punem. Să vorbim în ianuarie strict despre vânzări, nu despre chestiuni tehnice, strict despre cum să ajungem chiar și internațional la proiectele alea frumoase, mari și la clienții cu care să-ți facă plăcere să lucrezi, să fie win-win situation. Și chiar despre asta am vorbit. Cum schimbăm perspectiva și cum luăm investiția sau costul într-un software și o vedem într-o investiție. Cum luăm costul într-un curs de vânzare și ne gândim ca o investiție în noi, ca antreprenori sau ca oameni de vânzări. Și în sensul ăsta mai fac o paranteză că n-aș vrea să zic doar că să facă arhitecții sau să facă constructorul lucrul ăsta sau să adere mai mulți la clusterul tech sau la asociația BIMTech. Și noi suntem foarte deschiși și tocmai de aia am creat franciza. Ca să dăm din know-how-ul nostru și să putem să ajungem la nivel european. Asta ca să nu, cum povestim noi, să mănânc eu bureț și să spun altuia fă în alt fel. Nu, noi chiar încercăm să facem lucrul ăsta și să privim perspectiva și piața, să nu mai privim doar în România, să o vedem la nivel internațional. Și dacă e să ne întoarcem puțin la cum o să fie clipul ăsta peste 5 ani, sper să ne arată mult mai împânziți în toată Europa. Bun, revenim. Povestim de companiile de stat. Da. Povestim despre ce se întâmplă în România, companiile de stat sau ce fac cele în afară? Îți dăm câteva exemple din afară. Da. Și ajungem în România. Da? Deci în afară, în mai multe etape, se folosește un standard de BIM. Unul din cele mai interesante proiecte, mai ales când noi ne uităm la sistemul german, la sistemul francez, pentru noi sunt un pic mai apropiate, mai ales că am avut o influență destul de puternică de-a lungul anilor de acolo. Pentru că să te duci direct la Anglia, cred că e un pas destul de înalt, e destul de greu de ajuns acolo și pentru țările mai evoluate. Care sunt mai evoluate nu că sunt ei mai esteți, dar că fac lucrul ăsta de ceva timp mai mult decât noi. Și au înțeles standardizarea asta un pic mai repede. Bun. Pot să dau un exemplu din Germania, BAN, căile ferate în Germania, deja și-au digitalizat toată partea de infrastructură. Pentru că sunt costuri uriașe. Când uităm la CFR, facem acum o paralelă, sunt costuri uriașe de a menține o astfel de infrastructură și de a ține într-un singur punct absolut toate informațiile. Și când vine cineva și spune, păi, ce s-a întâmplat la proiectul X? Toate informațiile sunt într-un singur loc, ba chiar foarte multe țări le țin publice. În Germania toate gările sunt făcute cu soluțiile autodesk. Nu pot să spun că 100%, dar deci când vorbesc, să folosesc termenul că da. În design sunt folosite foarte multe soluții, dar sunt folosite și soluțiile autodesk într-o mare proporție. Și au digitalizat toată partea asta și au au o eficiență incredibilă. Nu mai zic de Asia, vorbim de Japonia, că toată lumea ne întreabă, dar ce se întâmplă în Japonia de nu întârzie trenurile? Păi au toate informațiile puse la punct, când se strică un lucru, ei știu exact cu ce lucru trebuie înlocuit și mai departe. Deci niște exemple banale. Angel la România, acum câțiva ani o companie cu care CFR-ul lucrează, au implementat BIM. A fost un proiect foarte greu. Și l-au implementat corect și au adus oameni necesari, au lucrat cu un partener autorizat Autodesk și uite că se întâmplă lucrurile și în România. Mai greu, dar se întâmplă. Toate companiile de stat pot să spun în momentul ăsta că fug după digitalizare. Și dacă nu vor face partea asta de digitalizare, va fi foarte greu să mai vorbești. Pentru că deja vorbim de niște sume colosale, atât în infrastructură, cât și în partea de energie. Un alt proiect foarte interesant care, acum toată lumea vorbește despre, sar de la una la alta, dar e un alt proiect foarte interesant pe care mie îmi place să vorbesc foarte mult despre el, s-a întâmplat în Olanda, în capitală, oamenii au spus, uite, vrem și noi un pod peste râul respectiv. Iar primăria a spus, nu avem bani. A făcut un proiect de crowdfunding și oamenii din acele cartiere s-au adunat. Și au făcut proiect. Au venit ei cu o parte din bani, au găsit investitori
Am făcut un proiect de crowdfunding. Vezi, acum că România se vorbește foarte mult de partea asta și devine un subiect din ce în ce mai interesant, poate că asta e soluție și pentru România. Că tot, e un lucru foarte interesant care se spune. În afară se spune că noi suntem orașul, noi suntem traficul, noi suntem țara. În România, de obicei, avem mentalitatea un pic diferită. Ei sunt vinovați. Ei sunt cei care ei sunt responsabili. Noi toți suntem responsabili să facem București mai frumos. Ai copii, am doi copii, vrem să ajungem la Sinaia, poate mai puțin de o oră, și să-i dăm cu Sania la Predeal. Vrem să ajungem la Cluj un pic mai repede. Sau poate să locuim la Sinaia și să venim să lucrăm aici o oră pe autostradă, să venim rapid. Da. Exact. Lucrurile astea se vor întâmpla și la noi și cred că digitalizarea se va întâmpla și va veni și la noi. Acum, mai repede sau mai greu, e foarte important ca avem resurse necesare, avem ingineri senzaționali în România, cu care eu mă mândresc foarte mult. Eu merg cu fetița mea, are aproape 4 ani acum, și merg prin București sau prin țară și spun, uite, vezi proiectul ăla? E făcut de unul din clienții și sunt atât de bucuros când văd lucrurile făcute bine și mă gândesc și sper ca nu să aibă ea 18 ani, 20 de ani, că va trăi într-o Românie foarte sustenabilă. Apropo, de un an de zile sunt și ambasadorul sustenabilității în Autodesk. Și pentru că nu mai este doar o soluție nice to have. Sustenabilitatea a devenit atât de importantă încât dacă nu ai certificatul verde a unei clădiri în Europa, nu știu, va trebui să mă ajuți un pic cu legislația din România sau oamenii cred că știu deja ce înseamnă să ai un certificat verde pentru o clădire. Poți să plătești mai puține taxe. Deci este un cost uriaș pe care poți să-l salvezi. Nu mai vorbim de energie, că noi tot fugem după certificate și după standarde europene. Dar hai să vorbim de costul energiei. Cât costă acum? Vorbeam cu o prietenă care și-a făcut o casă recent. Nu și-a construit-o bine, și-a construit-o. A luat un proiect de pe internet. S-a întâmplat cum s-a întâmplat și a făcut o casă. Și acum o costă în jur de 14 milioane pe lună căldura. 1400 da, de euro, da, scuze. Da. Da. Care sunt vreo 250 de euro aproape. E enorm. Pentru o casă. Atâtea resurse arse, atâtea gunoaie arse în jurul Bucureștiului și nu numai, în toată țara. Când putem să avem câteva standarde prin care să administrăm toate lucrurile astea și să economisim bănuții și resursele în țară. M-aș întoarce la ceva în afara tehnicului. Acum, din ce știu, ai posibilitatea să locuiești oriunde, nu? Da. Fiind în cadrul Autodesk. De ce te-ai întors în România? Și aici vreau să, cumva, și ca, hai să spun, ca parte din Repatriot, din programul Rebele, țin să punctez cumva, să văd de ce s-ar întoarce cineva în România. Și chiar cu ocazia asta mă gândesc, am promis în cadrul ultimului summit Repatriot că cumva la următoarea ediție o să mai vin cu încă 10 oameni. Și fiecare, dacă ar veni cu încă 10 oameni, fie că sunt în diaspora, fie că s-au întors, uite, în 2 ani am putea să strângem un stadion. Și asta e o invitație la următoarea ediție. Acum, întorcându-mă, de ce te-ai întors în România? De ce vrei să trăiești în România? E foarte important să specific că am avut norocul, în cadrul Autodesk, să fiu promovat pe o poziție internațională. Și acum jobul meu este la nivel de EMEA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Asta înseamnă că cu un anumit flux de aprobări aș putea să trăiesc aproape oriunde în EMEA. Deci nu am venit, că sunt foarte multe oportunități și mai departe, știu că sunt foarte multe oportunități de business și așa mai departe. Pentru mine nu a fost lucrul ăsta. Eu pot să trăiesc absolut oriunde și pot să muncesc de absolut oriunde. Atât cât am un laptop și o conexiune la internet, sunt unul dintre acei fericiți care nu trebuie să urce în mașină și să meargă până la un sediu. Decizia a fost datorită, au fost mai multe planuri. Trebuie să înțelegi că noi urma să ne luăm o casă pe Costa Brava, în Barcelona. Da? Un credit cu diferite probleme. Și acum, de ce am dat Costa Brava? Toți prietenii care am venit în țară m-au întrebat de un an de zile aproape, din februarie, de când am venit. Ești sănătos? Ai plecat de pe Costa Brava, în care făceai 30 de minute pe autostradă, 40 de minute cu trenul pe coasta mării și vezi Mediterana. Ai venit în București. Mai ales în București, nu ești. De ce în București? Pentru că nu trebuie. În primul rând, familia.
nu o să te mint, sunt extrem de norocos, am o familie foarte frumoasă, am niște prieteni foarte buni în țară, pe care nu i-am găsit nicăieri. În 5 ani de Barcelona, este orașul meu preferat, Barcelona. Și acum pentru fiecare, am stat și un pic în Germania, Münchenul iar este senzațional. Recomand oricui să meargă să aibă experiențe internaționale pe mine, m-a ajutat foarte mult să înțeleg. Dar după 5 ani, între timp am făcut și 2 copii, am vorbit cu soția și am întrebat, care e următorul pas? Uite, avem o stabilitate financiară, urmează să ne stabilim, copiii urmează să intre la grădiniță, școală. Un fel de ancoră, odată ce intră la grădiniță sau la o școală, deja foarte greu să mai pleci. Plecăm, rămânem, ce facem? Am făcut un Excel foarte mare, soția mea e project manager. Ah, okay. Și am pus, rămânem în țară, rămânem în Barcelona, ne întoarcem în țară, ce facem? Și am luat decizia să ne întoarcem în țară, long story short, familie, prieteni și oportunități foarte bune pentru noi de a ne dezvolta aici, dar nu din punct de vedere job, după cum ți-am spus, jobul meu este la nivel de EME. Dar în principiu familia și prietenii sunt, e păcat că românii nu prea mai au încredere în un altul. Sunt oameni extrem de frumoși în România. Eu sunt în ultimul an de vânzări în Autodesk administram Cehia, Slovacia, Ungaria și România. Foarte fain, toate popoarele sunt foarte faine. Foarte faine și au specificul lor și au Cehia, au berea lor și modul lor de a face lucrurile. În Ungaria la fel, parteneri senzaționali, clienți foarte faini. Slovacia la fel, o țară foarte interesantă și mai ales acum toată lumea a călătorit și a văzut că sunt lucruri faine. Dar România are un specific și are o dorul ăla, când te prinde dorul ăla de casă. Eu, spre exemplu, dacă nu puteam să ascult Tudor Gheorghe, sunt un mare fan Tudor Gheorghe. Nu sunt din Oltenia, dar nu puteam să ascult. Dacă eram în Barcelona, aveam plaja, ieșeam fiecare zi la plajă, biroul Todesc este pe plajă. Deci eu în pauza de masă mâncam un sandwich, făceam o baie în Mediterană și mă întorceam la birou. Nu puteam să ascult Tudor Gheorghe. Nu puteam. Când auzeam melodia, orice trebuia să închiță, orice melodie care suna acasă. E casă, e foarte greu. Și avantajul este că acum în 3 ore pot să fiu pe plajă în Barcelona sau pot să fiu în Grecia, în Italia sau pot să merg într-un concediu. Am și multe business trip-uri. Dar nicăieri nu e ca acasă. Ca în România. Mai excelent, eu mă bucur mult că ai făcut pasul ăsta și cu Autodesk și fără Autodesk, dar mă bucur când aud că se mai întorc oameni. Am foarte mulți prieteni care de la Autodesk s-au întors, am avut o prietenă care s-a întors imediat după mine și sunt mai multe familii care se gândesc să se întoarcă. Familii care s-au stabilit acolo nu au nicio problemă financiară. Acum te gândi că da. Am o mașină normală, da. Am un apartament în Titan, am un nivel foarte, foarte ridicat. Sunt un nivel mediu în România, dar sunt foarte mulți oameni care vin și vor să se întoarcă în România. Dacă vor fi oportunități sau dacă România propune, dacă lucrurile se vor schimba un pic și vom avea mai multă încredere în noi. Și uite, peste tot, îți dau un exemplu în Barcelona. Un oraș care tinde către BIM și acum ne întoarcem ușor la discuția noastră. Peste tot, de la stadionul Camp Nou până la sălile de sport, pe stradă, pe unde mergi, catalanii au o vorbă. E foarte greu să spun în catalană, e o limbă destul de dificilă. Cu toate că e foarte apropiată de română, e o limbă extrem de dificilă de a vorbi corect. Așa că o să spun în română, noi suntem sala de sport, noi suntem stadionul, noi suntem echipa. Ai văzut să vezi pe Camp Nou că au un mesaj gen... Mai mult decât fotbal, mai mult decât, ei se referă la ei, la comunitate. Și noi ne-am pierdut datorită comunismului, datorită tuturor schimbărilor care s-au întâmplat. Am pierdut încrederea în oameni. Ori printr-o platformă de crowdfunding, ori prin diferite asociații, ar trebui să ne unim din nou și să spunem, asta e Bucureștiul nostru. Am făcut 40 de minute până aici. Mi-au tăiat vreo 10... Astea, da, din Titan până aici, mi-au tăiat vreo 6 oameni calea. Dar eu am hotărât și recunosc că la început, în primii mei ani de vânzări, când aveam targete, făceam 6 ore până la Cluj, plecam la 3 dimineața din București, făceam 6 ore până la Cluj, la 9 dimineața eram acolo, ajungeam să fac repede un duș, puneam costumul, cravata, 4-5 întâlniri, undeva la 4-5 dimineața ajungeam iar în București. Știi ce vorbesc. Da.
Știm, și aș vrea să apreciez, avem franceza la Cluj, deci de când sunt ei, fac mai puține drumuri, nu că mi-ar plăcea. Frumos. Foarte frumos, dar mai bine cu avionul și e mult mai simplu, da, deocamdată. Acum se construiesc autostrăzile, vin, dar vin încet așa, să vedem. Ca să închid, vor veni foarte mulți în România, vor veni mulți români și vin străini în România. Foarte mulți colegi de-ai mei mă întreabă, pentru că costul, oricine se poate uita pe orice site, costul de trăit în România este unul foarte bun. Viteza de internet este extraordinară pentru noi din IT, care lucrăm în domeniu și avem nevoie. Sunt foarte multe lucruri bune în România care se cam dau la o parte și avem un spectacol ieftin în media, din păcate. Ok, ca să ne întoarcem cumva în zona asta, hai să povestim despre construcții în prima fază și după aia o să mai mergem noi și spre obiecte și media și jocuri și așa mai departe. Mai acum, ca probleme în construcție, nu știu, aș puncta așa, lipsa forței de muncă, prețul materialelor. Ce mai avem? Avem partea asta de construcții, partea asta de sustenabilitate. Cam astea ar fi punctele mari. Dar dacă i-am întrebat pe toți din construcții, cred că lipsa forței de muncă și prețurile materialelor. Cum rezolvă soluțiile Autodesk problemele astea? Păi, în primul rând, toate informațiile sunt într-un common data environment, într-un singur punct undeva în cloud, cu un anumit tip de securitate. Poate să muncească un om de la Cluj, unul din Japonia și unul din București, la designul unui proiect. Da? Și mai ales acum, folosim puterea soluțiilor cloud, poți să automatizezi și poți să folosești machine learning. Noi vorbim de proiecte despre azi pe mâine. În afară sunt producători mici de case. Avem exemple, pot să-ți las link-uri, în care folosesc machine learning. Pentru că prima oară au construit o străduță mică și apoi au ajuns să facă 1000 de case, un proiect de 1000 de case, care nu e mare nici în România, nu vorbesc de proiecte senzaționale. Iar ei au redus costul cu peste 60%, de la prima casă până la ultima. Eficientizând resursele, oamenii, parte de energie, parte de infrastructură, ei s-au gândit de la început. Construim așa, înseamnă că acolo urmează un mall, păstrăm zona respectivă, facem case sau uite ce se întâmplă dacă pui o școală în mijlocul unui cartier. Luăm militar, da? Sau luăm Chitila, sau luăm, nu știu, în oricare direcție arăt cu degetul, din București, Iași, Cluj. Ce se întâmplă dacă pui în Florești, parcă Florești era unul din cartierele din Cluj, ce se întâmplă dacă pui o școală unde nu există? Ce se întâmplă dacă pui un spital mic, spital privat? În Chitina. Ce se întâmplă dacă faci un parc? Un parc mic, nu trebuie să fie neapărat. Unde se duce copiii la joacă? Crești prețul zonei cu X%, trebuie să vezi că poți să faci lucrurile și mai profitabile dacă faci o analiză pe terenul respectiv de la început și chemi un peisagist sau oameni care să pricep la face o infrastructură și la pregăti terenul pe o etapă de urbaniști de pe etapă de 20 de ani. Pentru că dacă faci un proiect de pe azi pe mâine, să livrezi 1000 de case, o să-l faci scump și prost. Și după aia când te duci să faci următorul proiect, oamenii vor spune, păi da, dar vezi că casa mea are un metru de apă când vine primăvara și se topesc zăpezile. Nu mai vorbim de lucrurile astea. Deci, cu soluțiile Autodesk, în cloud, poți să simulezi toate lucrurile astea dinainte. De la construcția unei cartier, a unei case, a unui bloc, a unei mașini, simulezi, folosești AI, folosești machine learning, astfel încât când proiectezi clădirea, da, poate un arhitect din Japonia o să te coste cu de 6 ori mai mult sau de 10 ori mai mult decât unul român. Ăla fiind specializat pe partea de cutremure, tu dacă vrei să construiești într-o zonă mai... Bucureștiul are zone, are o hartă seismică și are zone mai delicate și tu ridici clădirea respectivă la un anumit nivel, să vezi că omul ăla e extrem de ieftin, cu toate soluțiile pe care le folosește. Analiza de return of investment va deveni extrem de profitabilă. Deci un common data environment cu o soluție bună în care trebuie să ai trasabilitate și încredere asupra informațiilor pe care le arunci acolo, poți să câștigi foarte mult. Nu mai zic eficiență de ce înseamnă să faci o nouă clădire în București. Am văzut acum, a apărut termenul de fațade. Da. De fațade, de cortine metalice și un design extraordinar.
O cortină metalică pusă bine pe o clădire de business poate să economisească undeva la 30% din costul de energie, atât vara cât și iarna. Cât costă acum o clădire? Cât costă energia unei clădiri lunar? Și de ce să nu ne gândim pe un termen de 50 de ani? De ce să nu ne gândim când facem o clădire să avem o reputație astfel încât să câștigăm și să beneficiem pe urma ei pe termen lung? Pentru că nimeni nu construiește de pe azi pe mâine. Nimeni nu-și face o casă pentru o zi. Nu există. Aia, pentru asta e un cort. Că tot vorbim despre fațade și pereți, cortină și zona asta. Știu că, de exemplu, mare parte din proiectarea de la noi, mare parte, se face în soluții 2D. Acum au început în 3D. Probabil când dezvoltatorii vor merge, și în special în clădirile de birouri, că la rezidențial urmează trendul mult mai târziu, probabil când vor veni și vor impune un spațiu comun de joacă, ca să-i spunem așa, atunci vor adopta și mai repede partea de BIM, de lucru în 3D, nu neapărat de BIM, că atunci vor fi forțat. Chiar vorbim noi acum cu un furnizor de tâmplărie, el are familiile primite din Germania, le are acum în 3D, dar nu prea le au cerere sau nu sunt atât de mult folosite sau poate le încarcă. Și noi, colegii noștri, am zis hai să-i ajutăm să integreze, să fim mediatorul aici, mai ales că știm foarte bine zona asta de pereți, cortină și, și fațade. Când crezi că o să se întâmple lucrurile astea? Adică cu o dezvoltare la o clădire de birouri la noi va fi cap-coadă, adică toți stakeholderile, toate entitățile vor lucra de la cadastru inițial pe care îl punem în spațiul ăsta comun până la build-ul final, până la digital twin-ul final acolo. Dacă te uiți acum la cele mai scumpe clădiri și o să-ți întorc întrebarea cu rezidențial, la cea mai scumpă clădire rezidențială din București este făcută conform unui standard de genul ăsta, cu anumite etichete în energie și așa mai departe. Trebuie să le cerem acordul să vorbim. Da, da, da. Dar cam toată lumea știe clădirea. Și se vând apartamente cu 6 zerouri. Da. Care e diferența din apartament? E un zero la mijloc, da? Da, da. Deci vorbim de un zero. Cifra din față poate să fie 1, 2, 3. Ei au implementat o astfel de soluție și au mai pus un zero la apartamentul respectiv. Pentru că oferă un loc de joacă, un spațiu mai bine valorificat, un apartament în care poți să vezi răsăritul sau apusul în funcție de starea de spirit sau buget și așa mai departe. Cu terase mai interesante, cu un standard de viață, nu? Că toți vrem un standard de viață mai bun. La costul la care au ajuns clădirile astăzi, se poate implementa bine. Când apartamentele se vendeau în București cu 50.000, era destul de greu. Trebuie să fim sinceri, nu prea ieșeau analizele de return of investment. Când mergeam la clienți, și când dădeau un apartament cu 3 camere în București cu o sumă destul de mică, erau foarte greu analizele de return on investment. Astăzi, când nu mai ai oameni pe șantier, ne întoarcem. Da. Când energia, curentul electric, metru cub de lemn este extrem de scump. Sunt clădiri care sunt proiecte acum în fază de concept care nu pleacă mai departe pentru că nu au resursele necesare. Ar trebui cât mai repede. Răspunsul ăsta ar trebui să-l dea ownerii din piața de real estate. Fix că sunt rezidențiali sau fix că nu sunt. Ce pot eu să spun este că avem deja exemple unde în momentul în care resursele au fost cheltuite eficient și au un plan și un standard, au trecut de la nivelul de vai cât trebuie să vinde metru pătrat sub piață că nu mai poate să dea nimeni acum 2000 de euro la... Păi nu mai am, că am vândut la 6.000 de euro tot metru pătrat. În diferența asta, oamenii vor calitate. Calitatea poți să oferi cu soluții de tip BIM. Da? Că vin de la Autodesk, că vin din altă parte. Acum să nu înțeleagă lumea că Autodesk este unic în piață. Niciodată n-am spus asta. Suntem deschiși, toate soluțiile noastre, de la Revit până la soluția de Construction Cloud, este deschisă cu peste 50% din top soluții în momentul ăsta existente și investim chiar în București se dezvoltă Revit, mare parte din Revit
Îi știm pe băieții de acolo, am zis că o să facem un episod în ianuarie. Și sunt foarte tari, sunt mereu impresionat să merg la ei, chiar dacă eu sunt mai mult pe partea de business, fiind programator îmi place să merg un pic și în zona aia și sunt senzaționali. Revenind, cei care vor să-și optimizeze costurile și vor să nu mai stea cu proiectele în pauză, uite acum un proiect vis-a-vis de mine, este un mini mall, 8 luni în vară n-au lucrat. Acum pe 31 le expiră autorizația de construcție și să vezi show. Și sunt pe la 70% poate. Au ridicat structura și au pus încă câteva table, atât. Și îi prinde iarna, uite că vorbim de costuri, da? Îi prinde iarna, n-au acoperit clădirea, e foarte mare, nu știu, 10.000 de metri pătrați, să facem. Și prinde neacoperiți, săraci muncitori muncesc cum pot. Și de ce să mai stai în construcții, să înghețe mâinile acum pe un aparat de sudură? Și să te bată vântul? Și să mai dea și un crivăț? Și să muncești cu brumă dimineața? Că e destul de interesant. Ne plânge că n-avem forță. Da. Oamenii nu mai sunt. 8 luni au pierdut. Nu știu motivele exacte, dar îmi închipui. Și sunt toți acum care poți să mergi și dacă ei, pe oriunde ești din București acum sau oriunde te duci, vezi clădiri care nu au ajuns în stadiu care trebuiau să ia în punctul de iarnă. Ce se întâmplă cu căderea respectivă? Cu structura de rezistență? Cu infiltrații? O să aibă niște costuri de neimaginat. Pentru că nu și-au planificat resursele într-o soluție specifică. Mm-hmm. Sunt convins că sunt și alte motive, dar asta ajută. Bun. Cât, să zicem, că ia un dezvoltator, un constructor, decizia, vreau să lucrez, cât de mult durează să implementeze? Și aici nu mă gândesc la owner care zice, măi, da, îmi asum investiția, dar investiția în echipă mi se pare cel mai complicat lucru. Adică cum faci trainingurile, cât de greu face trecerea de la 2D, 3D și așa mai departe și de a schimba obișnuințele astea din companii. Cât de greu se întâmplă? Uite, îți dau un exemplu și un exemplu internațional. S-a întâmplat live. În ultimii ani de vânzări făceam coaching cu cei tineri. Și când făceam coaching, mă puneam eu în scaunul lor și încercam să vând soluțiile în Anglia. Da? Și le explicam cum trebuie să țină discurs și mai departe. Și sunt un tip de clienți, sunt senzaționali. Noi îl numim clientul grăbit. Da? Și a spus, I would like 5 buckets of BIM. Fix așa s-a exprimat. Noi făceam cold calling, ce înseamnă asta? Listă de companii și încep să suni cât mai mult. Da, dacă nu știți ce e cold calling, cursul din ianuarie, deci 17, 18 și 19 la Marriott, 3 zile o să aflați ce e cold calling, chiar facem și pe exemple, roleplay acolo, live. Și voia 5 pachete de BIM. 5 găleți de BIM. Tradus în română mot-a-mot, sper că îl traduc corect, vrea 5 găleți de BIM. Și am avut un zâmbet mare pe față, îmi pare bine că nu m-a văzut. Nu mă așteptam în Anglia, mă așteptam oriunde, în Estul Europei, mă așteptam în alte zone, dar nu acolo să ne ceară. Și cu un accent așa tipic, se vedea că era un om down to earth, așa, foarte, se vedea că era un inginer de oarecare vârstă în care nu avusese un contact foarte mare cu tehnologia. Și după ce mi-am șters repede zâmbetul, l-am întrebat, dar ce vrei să obții? Păi uite, am prins un contract foarte mare, dar primăria nu mă lasă să-l execut că nu pot să lucrez conform standardului din piață. Sunt foarte mulți clienți și în România acum, ca să duc povestea asta la nivelul României. Cât am vândut în România, au venit foarte mulți clienți cerând aceste 5 găleți, care le-au numit BIM, BIM Level 7. Ți-am zis că am fost la un eveniment în care se lăuda un competitor de al nostru că el face BIM Level 7. Ok. Da. Când o să găsești cineva care să-ți plătească așa ceva, de la poate pe la NASA, pe undeva în spațiu, mai vorbim, dar coborâm cu picioarele pe pământ, UK pe la BIM Level 2, ca să explicăm un pic și celor care nu cunosc, să avem un termen de comparație. Foarte multe companii din România, chiar am avut, la un moment dat, spuneam că ofer servicii de cut to BIM și am ajutat foarte multe companii din România să facă pasul ăsta. De obicei se întâmplă, sunt clienți strategici care spun, stai un pic, piața se duce în direcția aia, iar eu dacă nu mă digitalizez, nu mai am nicio șansă.
Și iar sunt clienții în partea cealaltă care se grăbesc. Au prins un contract mare cu sau sunt companii mari, gen Skanska și așa mai departe, care vin, câștigă un proiect în România, dar îl outsourcează, da? Da. Ca să lucrezi cu ei, nu mai poți, lasă că îți trimit eu niște hârtii într-un plic și ăla-i planul. Trebuie să lucrezi conform unui standard. Da? Bine, și aici, chiar dacă Skanska și clientul nostru, mai durează până ca toată lumea să intre, gândind cum facem noi, de exemplu, în Olanda și mai apucăm să mai trasăm și după niște modele 3D. Și încă nu se întâmplă lucrurile la noi, adică vin cei mari cu know-how, dar încă e, hai să zicem, o oarecare rezistență din piață în zona de execuție, mai ales când se plâng că nu sunt oameni destui și nu, da, și nu vor să facă pasul ăsta căutând tot felul de scuze. Da, o să caute tot felul de scuze, da. Dar piața nu-i așteaptă. Nu-i așteaptă. Și noi vorbim că un arhitect din Anglia sau din unde, poate Suedia, Danemarca, da, Norvegia, Elveția, poate sunt cele mai mari salarii, prețul per, da, metru pătrat, da? Și după aia Dubai. Spune-mi, păi, super scump, știi că 10.000 de lire sau nu știu, da, pe lună. Eu o să fiu aici cu hârtia mea forever. Nu o să fii, pentru că el folosește machine learning, el folosește AI, el folosește VR, el poate să-ți construiască în Popeșile Ordeni o clădire de 10 ori mai repede decât poți tu să o construiești. Păi stai un pic, că știu, o să trecem de faza asta. O să se întâmple, da. Mai ales că pomenei foarte bine, cresc mult prețurile. Da. Și nu o să mai ai cu cine să construiești, da, nu o să mai ai oamenii, da, și să construiești la standardul respectiv. Da. Nu știu cât o să mai meargă în România să construim fără să explicăm ce am construit. Asta e iar o discuție și cred că trebuie să vină și din partea companiilor de stat care își doresc digitalizare, dar și ei, da, vor să vină în direcția asta și știu că au început discuții cu diferiți parteneri și vor foarte mult să intre aici, pentru că nu se mai poate. S-a ajuns la un nivel și construcțiile vor crește. Volumul de construcții, nu doar fondurile europene care vin acum, dar conform unor standarde Autodesk, și am plătit un studiu la McKinsey, spuneau că trebuie să facem la nivel mondial în jur de 1.000.000 de clădiri pe an. Și pe țară ajungem la un număr foarte mare. Adică trebuie să construim foarte puternic, nu prea mai e loc. Planeta asta, Pământ, nu este neapărat făcută din pământ, este făcută din apă. Noi suntem pe o nișă mică și datorită sustenabilității, și nișa aia mică începe să fie inundată. În câțiva ani, marile orașe la nivel de care sunt pe țărmul mării vor avea grave probleme și vor trebui să implementeze diferite soluții. Dar pământul dispare ușor, ușor, dacă nu avem grijă cum construim, să ajungem la nivelul ăla. Deci cele aș recomanda eu să înceapă acest proiect, vorbeam de cât este de greu și așa mai departe, să înceapă un pic dinainte, să investească în oameni. În România avem o școală de inginerie extraordinară. Am avut norocul să cunosc oameni de business, arhitecți, ingineri, constructori. Este o doamnă în București care desenează instalațiile electrice la Mercedes. Avem clienți care fac clădiri în Dubai și în Emirate. Avem o școală extraordinar de bună și un mix foarte bun între inginerii, să spunem de vârsta a doua, care sunt certați cu AutoCAD LT sau AutoCAD, nu neapărat, dar au cu experiența. Dar au experiența de acolo, uh-huh, și cu valul nou de oameni care vin. Avem, uite, acum 3 ani de zile la Berlin am avut un eveniment în care un puști român de la Cibernetică a construit un braț bionic pentru oameni care au cu dizabilități în mai puțin de 5 minute, de la zero, partea de design. Brațul ăla, bine, nu a intrat într-un proces de simulare și de optimizare a materialelor, dar brațul ăla putea fi construit și un om putea să beneficieze de el. Mai puțin de 5 minute. Avem o masă destul de importantă și încă avem facultăți bune de inginerie în țară care produc ingineri. Dacă companiile care îi angajează vor investi în ei, vor ajunge să aibă o forță ieftină de muncă și trebuie să folosim cuvântul ăsta, pentru că noi salariul unui arhitect din România versus
Londra sau versus Paris, vorbim de alt nivel, da? Dar dacă noi nu-i ținem, ei vor ajunge să nu se mai întoarcă în țară, că o să primească un salariu acolo, poate o să ajungă soția să aibă doi copii acolo și o să ajungă în punctul meu. A fost foarte aproape să nu mă întorc. Da? Trebuie să investim în resurse. Toate companiile acum investesc în resurse, trimit oamenii la training și când ajungem să investim în resurse, aș recomanda două lucruri companiilor. În primul rând, de arhitectură, inginerie, construcții, da, oriunde sunt ei. În primul rând să știe foarte bine ce vor. Și să-și facă o analiză mică, pe 5 ani. În afară toți au pe 10 sau pe 15. Dar pe 5 ani, măcar. Ce le cer românilor, Viorel? România, în sfârșit, și vis-a-vis de interviuri și peste tot, de ce să peste 5 ani? Ce-i cu întrebarea asta? Și ai perfectă dreptate, pentru că asta le zic și eu tuturor. Îmi place să mă uit și să iau decizii în funcție de cum îmi afectează decizia respectivă sau acțiunea respectivă viața și peste 5 ani. Adică pot pune o prioritate acolo sau nu. De asta și parteneriatul cu Autodesk mă va ajuta peste 5 ani să scalez la nivel european, mă va ajuta lucrul ăsta. Acum ca să fac o paranteză. Dar mai avem de lucrat la mentalitatea asta de a privi lucrurile peste 5 ani. Dar sunt în România și sunt exemple faine. Am descoperit și la BIMCON o soluție foarte, foarte faină, adică de la design și în construcție efectivă. Mai nu știu exact cum se implementează, dar ca viziune e fix ce trebuie și sunt convins că o să duc peste 5 ani compania sau grupul de companii o să ajungă să facă proiecte oriunde își dorește în lume. Se va întâmpla asta, cu sau fără voia noastră, și dacă nu vom fi noi, vor fi alții. Da, și avem concurența noastră la nivel internațional este India. Vine foarte puternic din spate, cu mână foarte ieftină de muncă și noi comparăm că sunt prin call center-e așa cum sunt. Da. Dar ei sunt foarte, foarte buni. Ei au, nu avem spațiu. Sunt la un nivel tehnologic și au unicorni cât nu o să visăm noi niciodată, da? Să păstrăm niște proporții. Și ei vin din spate cu un volum foarte mare de muncă, foarte ieftin. Noi va trebui să ne mișcăm foarte repede. Dacă ar fi să recomand oamenilor și ownerilor de business să investească în oameni și să investească corect. Ce vreau să obțin? Ok, în 3 ani de zile. Cu cine vreau să lucrez în 3 ani de zile? Vreau să lucrez pe hârtie, pentru că va deveni foarte scumpă hârtia. Energia este acum foarte scumpă, dar o să ajungem în câțiva ani în care hârtia va fi foarte scumpă. Și va veni un puș de 18 ani. El are o companie în România de construcții de 30 de ani de zile și spune, uite, eu pot să proiectez mega mall-uri și nu mai știu ce. O să vină un puș cu o tabletă și el nu va mai desena pereți, clădiri, fațade. Cum ai spus tu, el va folosi obiecte inteligente, va folosi un AI și un machine learning și el va spune, păi uite, am analizat 80% din clădirile lumii și ca să fac o construcție pe terenul respectiv care, conform standardelor de la primărie, are un nivel seismic și whatever și o infrastructură și mai departe, și el ți-o face în 2 zile. Și ajungem acolo. Puștiul ăla de 18 ani de atunci, acum este un super inginer. Avem ingineri români care au plecat din țară, recunosc, și lucrează acum într-o firmă din UK și au făcut un proiect de 5 miliarde pentru Apple. Clădirea Apple este construită la bază de doi, construită, proiectată și în echipa lor a fost de doi arhitecți români. Plecați și instruiți în România și instruiți foarte bine. Trebuie să-i aducem înapoi. Oamenii ăștia vor veni înapoi când vor vedea că lucrurile se fac în România la un nivel normal. Deja suntem în urmă un pic. Avem, din punctul meu de vedere, avem un poate 20% din companii care au înțeles asta și sunt foarte avansate, de care sunt extrem de mândru. Avem o parte din companii care încă nu știu ce vor și chiar dacă vor, nu știu pe ce direcție să o ia. Aici și cei care vor rămâne tradiționali. Dacă ei au acum profit și sunt mulțumiți cu ceea ce au, foarte bine. Dar mâine nu știu ce să le zic. Ei, eu vreau să vorbesc despre cei de mijloc, care încă nu știu și sunt blocați acum. E important să... De obicei, BIM într-o companie se implementează în 2 feluri. Ori faci headhunting și îți aduci un BIM manager care a lucrat în afară, trebuie să-i oferi un pachet. Da. Costă. Și după aia va trebui să-l ții. Recunosc că pe LinkedIn văd des anunțuri BIM manager, BIM manager, de la multinaționale. Da.
Dar ce aș recomanda e o metodă mult mai simplă. Da. Dacă nu găsești, dacă o companie nu-și găsesc acest BIM manager, să meargă către un partener Autodesk. Să facă un studiu, nu neapărat un audit. Să-i spună partenerul Autodesk, uite, eu vreau să implementez în primul an, vreau să învăț să lucrez 3D, Revit LT costă 500 de euro. Un designer de, uite, îți dau, toată lumea vorbește de niște costuri senzaționale, da? Poți să faci arhitectura unei clădiri 3D cu o soluție de câteva sute de euro, soluția Autodesk, care se spun că sunt scumpe și suntem la un preț în piață. Nu suntem cei mai ieftini, asta clar. O licență de Revit LT este câteva sute de euro, care face doar partea de arhitectură. Deci Revit Full face arhitectură, structură și electrice, da? Tot, toată clădirea cap-coadă poți să faci cu obiecte inteligente. Revit LT face doar partea de design interior. El își aduce canapelele de la IKEA, MobExpert și așa mai departe, producătorii tradiționali, mai toți acum obiecte, librării cu obiecte inteligente și le aranjează și poți să vezi o fațada unei clădiri, poți să vezi cum arată un apartament 3D. În afară sunt foarte multe proiecte, în România am văzut că acum încep să apară. Eu am vrut, când am vrut să cumpăr apartamentul în Barcelona, când eram, ce facem, venim în țară sau nu, apartamentul era în fază de construcție, în fază finală e aproape imposibil să mai cumperi. Și în fază de construcție era doar săpat șantierul și urmau să vină utilajele. Eu mă uitam de la fereastra apartamentului pe care urma să-l cumpăr, să văd cum se vede marea, se vede așa un pic, și cum apune soarele, lucru care pe mine mă interesează foarte, foarte mult. Proiectul nici nu era făcut. Soluția costă câteva sute de euro. Ca să o înveți, o să dureze un curs de 2 luni pe YouTube. Extrem de fin. Deci poți să pleci de acolo, ușor, ușor să treci, să vezi toată clădirea ca obiecte inteligente sau tot proiectul și acolo recomand oamenilor care sunt în pasul ăsta să-și aducă un partener care are experiență. Avem parteneri în România și la nivel global care au ajutat sute de mii de companii să treacă, să facă pasul ăsta, de la CAD la BIM. Voi, câte clădiri ați scanat? Ajungeți să vorbiți cât de mult puteți să eficientizați acest, acest proces. Da, că poți tu să-ți repari mașina în parcare cu o rangă. Da. Și după aia ți-o familia ok, să spunem că o faci. Să spunem că nu câștigi, din păcate nu câștigi foarte mult și îți repari mașina în parcare. Dacă n-ai strâns bine un șurub, îți urci copiii acolo, pe străzile din România mă refer. Trebuie să ne gândim întotdeauna la riscuri. Exemplu de la noi din companie, că dacă stai cu mașinile și se strică și tu ai grijă și gestionezi un parc auto, e o problemă. Adică trebuie să te concentrezi pe ce aduce plus valoare, nu pe a face economii sau ce ar părea că face și îți aduce o reducere în bugetul de cheltuieli. Recomand fiecărui client din România care încă nu știe ce să facă, să vorbească cu un partener. Să vorbească cu un partener și să explice. Partenerul respectiv va trebui să arate unde a implementat, ce a implementat, cu ce experiență vine în spate și vor vedea proiecte extrem de frumoase. Eu nu pot să vorbesc despre foarte mulți clienți pentru că nu am aprobarea lor. Da. Dar partenerii din România și încă sunt la un preț foarte bun pentru că un partener Autodesk în UK are un rate pentru că acolo el trebuie să-și plătească oamenii săptămânal cu 1000 de lire ca să stea într-o cameră, într-un apartament din suburbia Londrei cu ceva noroc. Da. În România încă sunt costuri ok, avem consultanți ok și consultanți certificați de Autodesk și certificați prin proiectele pe care le fac. Da. Am fost, uite, închei cu un exemplu, am fost pe un șantier în care clientul deja folosea BIM, folosea suita Autodesk la un nivel foarte bun, dar nu avea acest Common Data Environment, încă avea un VPN. Aveau probleme uriașe, trebuiau să construiască undeva în centrul Bucureștiului, într-o zonă extrem de scumpă, undeva de la Victoriei spre, să spunem, spre aeroport, da, acasă. Da. Toată zona aia frumoasă și extrem de scumpă. Și aveau atât de multe probleme cu Digital Twin-ul și tot ne întrebau, dar cum facem noi Digital Twin-ul ăsta, că ce proiectaseră nu era realitate din șantier, spunea cu totul și cu totul altceva. Cei din șantier spuneau, întârzieri. Proiect extrem de scump pentru nivelul României. Până la urmă ne-au zis, hai, Viorel, vino și explicăm ce înseamnă Common Data Environment. Cu 3 ani înainte mi-a spus, dacă mai vorbești odată de Common Data Environment, asta s-a întâmplat în 2016. Mi-a zis, dacă mai vorbești odată de Common Data Environment, spunea, uite-ți, am cumpăr de la voi anual și sunt clientul vostru de 20 de ani. Dar dacă mai vorbești odată de Common Data Environment, te scot pe ușa afară. Te rog, oprește-te.
Cum 3 ani de zile a venit la noi și a spus, Virile, hai să mai vorbim o dată de Common Data Environment, pentru că deja avem niște costuri uriașe. Vorbim de acum 3 ani de zile în care încă erau lucrurile foarte bine și o companie extrem de respectabilă din București și cu, la nivel internațional acum. Am ajuns pe șantier cu partener, cu un consultant Autodesk și când le-am explicat că toate informațiile vor fi într-un singur loc, adică ei vor tăia costurile de servere, vor tăia costurile cu oamenii care se ocupă pe partea aia. Oamenii care îi relochează, că nu ai oameni buni de IT, toată lumea spune, a, păi și dăm afară IT managerul. Da. Vai câtă treabă are și câtă programare trebuie să faci acum în noile clădiri, da, ca da, să economisești mulți zeci de oameni care nu i-ai oricum. Da. Da? Și acum implementează și acum fac și după ce au terminat proiectul acela, au reușit să o scoată la capăt și să aibă ce era pe șantier cu ce au desenat ei și ce au predat clientului să fie un bun comun. Proiectul a mai avut ceva întârzieri, dar a fost scos la capăt. Ei au învățat în proiectul ăsta, au lucrat cot la cot cu partenerul Autodesk, iar după au mai prins încă 3 proiecte mult peste nivelul lor. Pentru că deja au trecut pe CV-ul lor, BIM, Computed Aided Design, Standard X, nu vorbim de BIM Level 2, da? Deci nu mergem acolo. Platforma de Common Data Environment, în care datele stăteau clientul, ownerul putea să vadă în orice moment ce se întâmplă pe un proiect. Și gândește că un owner trebuie să facă un împrumut de 100 de milioane, 1 miliard de euro să dea drumul la un proiect pe care peste poate 2 ani de zile începe să-l închirieze. Return of investment-ul este pe 50 de ani. Nimeni nu face o clădire de birouri ca să scoată... Ar fi interesant să vorbim cu cineva în România să vadă după cât timp și-au scos banii după o clădire de birouri. Au ajuns pe profit. Sau măcar break-even. Depinde dacă au vândut-o repede. Mai sunt, adică cazuri din astea mai sunt. Bun, tot am vorbit despre România, trecerea în cloud, dar în România știm că toată lumea a luat de pe torente filme, softuri și așa mai departe. Cum vede Autodesk problema asta sau cum vede rezolvarea sau se va forma la un moment dat obișnuința să, ca românii să plătească pentru licențele Autodesk folosite? Din păcate nu doar Autodesk, dar toate companiile de software globale s-au adunat în diferite organizații. În România se numește BSA. Ah, ok. Și se fac controle foarte riguroase. Și poți să ajungi la probleme foarte grave, legal. Pirateria se plătește cu închisoare, din păcate. Acum, se ajunge acolo, nu se ajunge acolo, depinde de fiecare client în parte. Dar eu vreau să le atrag atenția la un alt lucru. Asta e riscul lor. Dacă ownerul companiei își ia riscul să ajungă în situația aia, ce s-a întâmplat după aia, nu e treaba mea, nu sunt legal, nu sunt avocat, nu e problema mea. Dar dacă el vrea să-și pună în pericol, el a ajuns la un anumit nivel și vrea să fie închis pentru, sau să aibă probleme de ordin legal pentru o sumă infimă pentru cifra lui de afaceri sau problema lui, este problema lui. Dar el ar trebui să gândească la lucru. El ar trebui să gândească că noi am văzut în Autodesk și noi nu ne mai facem problema. Problema asta am avut-o acum câțiva ani. Acum nu ne mai facem atât de mult pentru că companiile astea dispar, dau faliment. Simplu. Nouă versionarea. Au piratat Revit. Și am făcut destul de multe audituri, din păcate, în România. Dar nu numai în România. La nivel global, pot să-ți spun acum. Nu vorbesc neapărat de clientul strict de România. Dar la nivel global. 10-15 arhitecți. Hai să spunem că nu e o companie mare nici pentru România. Da? Eu pot să spun de firme în România care au peste 250. Lucrau cu versiuni diferite de AutoCAD, de Revit și ce am auzit parte ei pe acolo, da? Nu aveau încredere unul în altul. Păi nu ți-am dat fișierul pe e-mail? Mi l-ai dat, dar uite că pocnește aici, colo. Păi tu ai greșit. Ba nu, tu ai greșit. Lucrând cu versiuni diferite de software, chiar dacă e Revit, AutoCAD, dacă nu este aceeași versiune, poți să ai diferite probleme. Pentru că ăla vede țeavă de gaz, celălalt poate să vadă țeavă de electricitate. Dau un exemplu extrem de stupid acum. Dar apar clash-uri foarte mari și apar bug-uri foarte mari. Apar bug-uri și când vrei să te integrezi cu o soluție terță cu, din piață și trebuie să faci acel fișier în care să schimbi informațiile. Dar tu cum schimbi informațiile dacă unul a piratat Revit versiunea 3.5, altul versiunea 2011, altul nu mai știu ce. Cum controlezi toată partea asta? Dar asta nu e singura problemă. Asta e o problemă. Adică oamenii niciodată nu vor fi o echipă eficientă.
A doua la mână, au fost foarte multe cazuri în care ne-au spus verde în față că vin să-și implementeze o soluție și să treacă în cloud, pentru că angajatul a decis să plece la o altă companie care era în licitație directă și a luat proiectul cu el. Și toată munca de 2 ani de zile care ei s-au chinuit să o facă, cu schimb de e-mail-uri și cu soluții cum au făcut-o, acel angajat a primit un pachet destul de interesant, nici n-a fost mare pentru România, pentru ce proiect a, cu ce proiect a plecat, nici n-a fost mare, a plecat cu tot proiectul, pentru că vorba era pe serverele companiei. E o glumă. Și cu toată clădirea, pentru că un arhitect într-un common data environment, el vede doar partea de arhitectură. Îi cere structuristului, putem să facem un clash detection, sau îi cere inginerului de electricitate și de apă. Mă lași să văd și eu bucățica aia și să văd dacă partea mea electrică se lovește de o grindă sau se întâmplă nu știu ce lucru, sau fațada chiar se potrivește. El vede doar bucățica lui, nu poate să plece cu tot proiectul acasă. Da, la un moment dat el va avea un X% din proiectul respectiv, nu va avea tot. Tot va avea doar cu acordul managerului de proiect și conform unui standard de securitate. Și foarte multe companii au venit în ultimul timp și au renunțat la licențele piratate datorită securității, datorită eficienței și nu în ultimul rând datorită resurselor. Toți vrem BIM manager. Îți pui un BIM manager care vine cu un standard, da? BIM manager nu înseamnă o găleată, la nu vine cu 5 găleți după el și spune, uite, asta e lapte de gresat de 2,5 sau cum se numește. Nu merge așa. Și ăla trebuie să implementeze un standard unde nu ai un common data environment, să spunem că ai un VPN, da? E o soluție foarte folosită în România și internațional, un VPN. Merge foarte bine și eu am câteva în care mai îmi transfer vocea fetei mele de pe tabletă, mi le aduc și eu într-un folder ca să le am când va fi mai mare și mă mai joc și eu câteva chestii. Dar ce te faci când tu trebuie să lucrezi cu o clădire? Ce te faci când tu trebuie să te integrezi? Că e foarte greu să duci o clădire la gata în 15 oameni. Câteodată trebuie să te coordonezi cu o echipă de șantier. Tu îi trimiți la informațiile și ăla dacă a făcut pană mașina sau dacă vrea să arunce hârtiile că tu nu l-ai plătit la timp, se întâmplă întârzieri, mai ales în construcții, din păcate, lucrează pe o margine nu foarte mare și el tocmai nu și-a primit salariul de o lună și primește un telefon de la firma competitoare care spune, nu vii la noi că poate ți-ai da un salariu mai bun. Și el spune, dacă vin și cu fișiere, cu mapa asta printată, ce spui? Super securitate. Da. Și se întâmplă extrem de des și de aia nu avem încredere noi. Trebuie să avem mai multă încredere noi, dar și trebuie să folosim metode de securitate foarte bune. Și ultim punct care pot să ți-l spun cu mă întorc pe partea de legal. În Barcelona, într-o seară m-am grăbit. M-am dus pe cineva la aeroport și mă grăbeam să văd meciul. Și trebuia să ajung acasă. Trebuia să ajung la 9 și un pic acasă. Și toată autostrada, poți să mergi de la aeroport până la mine acasă, fac undeva făceam 20 de minute, undeva 25 de kilometri. Mergeam cu undeva la 80 la oră. Trebuia să merg. Am mers cu 90. Am zis că doar n-o fi bai, știam oareși cum unesc în radarele. Am prins 3 radare, fotografie, și când am ajuns acasă, am văzut meciul frumos, a doua zi primesc câteva sute de euro în plic, nici n-am avut cu cine să mă cer. Fotografie, mașină, viteză, game over. Una e să plătești o amendă de genul ăsta și alta e să te riști. Câte oportunități sunt acum în piață? Câți bani vin de la Uniunea Europeană dacă știm să-i luăm și să facem câteva proiecte? Că degeaba ajungi să ai un miliard de euro în conturi dacă ajungi să ai o problemă de asta legală. Degeaba ai un miliard de euro în conturi dacă copilul tău respiră aerul din București. Degeaba ai un miliard de euro în conturi dacă la o trecere, că au economisit 5 lei la vopsea și 3 lei la un semafor bine pus, se întâmplă un necaz. Ne se întâmplă tuturor. Nu contează ce mașină ai. Ce mașină poți să-ți iei? Nelimitat. Care să te scape de probleme. Cât faci până la Cluj? Te urci în mașină aia și uite, au apărut acum mașinile astea Tesla încât? 2 secunde face suta? Da. Sau un Porsche, sau un Pagani, fiecare ce are. Cât faci până la Cluj?
poate cu 15 minute mai mult decât fac eu cu mașina mea, 2 litri benzină. Poate. Da. Dacă prinzi Valea Oltului înaintea mea, nu o să mai întâmple nimic. Da, depinde și să nu se descarce, că și aici să ne ducem în zona de electrice. Pentru final, așa că am tot urmărit și am văzut că Autodesk face multe achiziții. Nu că acum am făcut și noi una și urmărim să facem și altele în timp, dar face foarte multe achiziții. Una era o companie, dacă nu mă înșel, în Franța, ceva în zona cu ajutorul inteligenței artificiale, făceau proiecte de urbanism, adică deja o proiectare din asta cu ajutorul AI-ului. E o colaborare cu Estri. Estri. Și sunt multe altele. Cred că săptămânal, dacă nu lunar, apar tot. Da. Care, foarte agresiv. Care soluții te impresionează și cum vezi tu viitorul? Adică ce vezi că o să facă Autodesk peste 5 ani? Care e tendința? Autodesk nu strine niciodată, pentru că noi avem ținta noastră, nu este doar cu noi. Uh-huh. Noi avem o luptă cu noi înșine pentru a oferi clienților soluții cap-coadă de design, da. Cum am spus, de la acest mouse, de la o cărămidă care urmează să fie pusă într-o clădire și clădirea e trimisă în spațiu, cine știe, în Marte, peste 5 ani de zile, să sperăm. Și mai departe, Autodesk vrea să livreze soluții cât mai complete. Și într-adevăr avem o politică foarte agresivă de achiziții, pentru că încă sunt foarte multe procese pe care nu le avem bine. Nu, o companie nu poate să inventeze tot. Și odată ce avem oameni în piață care fac lucrul ăsta mai bine ca noi, de obicei încercăm să-i aducem în portofoliul nostru. Și uite, așa s-au deschis colecțiile de arhitectură, inginerie și construcții, manufacturing și parte de media and entertainment. Și acum toate astea trei soluții se unesc. Avem efecte speciale, sunt folosite în clădiri. VR, da? Nu este folosit doar în partea de entertainment. Metaversuri, acum un inginer poate să intre și să verifice parte de piping sau parte de electrice și mai departe într-o clădire înainte ca ea să fie construită și să-l înveți, facem sustenabilitate și avem toate lucrurile astea. Deci noi ducem o luptă continuă cu noi și în fiecare an aducem cel puțin o soluție nouă din cele 10 cumpărate cu un an înainte. Și asta e lupta noastră de integrare. Și o parte din lupta băieților de la Revit, din București. Poate avem foarte multe colaborarea cu Estri. Spacemaker e un proiect foarte interesant pe care o să-l aducem, vorbind de AI și de machine learning. E senzațional ce se întâmplă în spate. Dar un proiect care cred că va fi foarte benefic României, e o companie nouă achiziționată a noastră, se numește Innovize. România are un potențial energetic pe partea de apă enorm. Suntem toți străinii care ne întreabă, vai, dar în România de ce nu sunt mai multe de ce nu folosiți apă la adevărata valoare? Pentru că noi avem chiar un bazin impresionant. Avem resurse foarte tari. Deci, Innovize cred că va rupe piața în două în următorii ani. Bun, o să urmărim. În ghilimele. O să urmărim toate soluțiile astea. Cam asta e pentru astăzi. Eu zic că trebuie să mai facem, că sunt subiecte multe de acoperit. Mulțumesc, Viorel, că ai fost cu noi astăzi la Graphene Talks. Eu vă mulțumesc. Oricând vă stau la dispoziție. Oricând, în special în ultimul an, am luat ca extra task, și vreau să revin pe subiectul ăsta, am luat ca extra task să ofer educație pe partea de sustenabilitate. Am anumite certificări luate, oricum sunt pasionat de partea asta de educație. Vin și vorbesc pe partea de sustenabilitate oriunde și am doi copii mici pe care vreau să-i țin în România și vreau să-i țin într-o Românie frumoasă. Avem o țară senzațională, arăt oamenilor poze din Delta Dunării sau... îi cunosc foarte bine Castelul Dracula, da? Da. Și putem duce România la un alt nivel și mă voi implica în foarte multe proiecte. Asta e promisiunea mea, că mereu artem cu degetul, ăla îți îndevine. Da? Eu spun că mă voi implica foarte mult în proiecte de sustenabilitate în următorii ani și am venit în România și sper să fac diferența atât cât pot eu, dar cât, o să o fac. Exact. Excelent. Mult succes! Mulțumesc, Viorel, încă o dată. Mulțumesc și vouă că v-ați uitat la o nouă ediție de Graphene Talks. Nu uitați să dați un subscribe, mai ales pe canalul de YouTube. Like-uri, share-uri foarte apreciate.
Vă așteptăm și în ianuarie la cursul de vânzări și oricând alături de noi, fie că e vorba de scanare 3D sau soluții Autodesk. În rest, spor la Construi România! Ciao, ciao!